Primăria Iași începe o campanie de toaletare și tăierea mai multor arbori uscați de pe raza orașului. Potrivit municipalității, intervențiile au fost analizate în Comisia de Ordonare a Vegetației, din care fac parte reprezentanții ai Primăriei Iași, Consiliului Local, Ocolului Silvic și Academiei Române. Arborii eliminați vor fi înlocuiți cu specii foioase în perioada octombrie-noiembrie. Aproape 200 de copaci vor fi tăiați, iar municipalitatea spune că decizia s-a luat în urma sesizărilor primite de la instituții publice, societăți comerciale și cetățeni, dar și a observațiilor făcute de specialiștii municipalității. Procedurile se vor face în urma avizelor Agenției pentru Protecția Mediului Iași.